Salutare, dragii noștri urmăritori, bine v-am regăsit aici la Napoca Live. A trecut o altă săptămână, suntem din nou aici în studio cu doamna dr. Oana Rusu, medic specialist, oftalmolog și fondatorul clinicii Q-Vision din Cluj-Napoca. Continuăm cu o nouă ediție a emisiunii noastre dedicate sănătății ochilor. Doamna doctor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Vorbim despre o afecțiune cunoscută drept a doua cauză de orbire și aș vrea să începem direct în subiect să ne spuneți ce înseamnă acest lucru și care este pericolul real pe care îl reprezintă glaucomul. Glaucomul, într-adevăr, este o problemă, aș spune eu, până la urmă socială. Este a doua cauză de orbire, iar ca și prevalență se consideră că este destul de mare, vorbesc la nivel mondial. S-a constatat că persoanele trecute de 40 de ani, riscul să facă glaucom este de 12%. Se estimează că la nivel mondial sunt 60 de milioane de pacienți, de oameni afectați de glaucom, dintre care 6 milioane și-au pierdut vederea. Deci, iată un procent destul de mare a celor care își pierd vederea. Dar există soluții și să ajungem să avem glaucom de 20 de ani și să nu fie afectată vederea și o să vă explicăm cum. Care sunt principalele cauze responsabile pentru apariția glaucomului? Glaucomul are o cauză, adică cauzele glaucomului sunt multifactoriale. Sunt o cauză clară, încă nu s-a descoperit, dar sunt incriminate mai multe teorii. Una dintre teorii și cele mai plauzibile două teorii sunt teoria presională și teoria circulatorie. Teoria presională presupune o creștere a tensiunii intraoculare de mai multe cauze cu afectarea în timp al nervului optic. De fapt, glaucom este o neurodegenerescență. Este o afectare în timp al nervului optic, lucru care face ca transmisia imaginii, adică legătura dintre ochi și creier, să nu mai fie posibilă. Teoria circulatorie se consideră faptul că o irigație deficitară la nivel cerebral, un vasospasm, poate să ducă la o circulație deficitară în zona creierului și implicit în zona nervului optic, lucru care în timp să ducă din nou la deteriorarea vederii. Glaucomul este o afecțiune neurodegenerativă și cauzele sunt multiple, de aici este foarte importantă și abordarea medicului oftalmolog vis-a-vis de pacient, cât la fel de important este și ca pacientul să înțeleagă, în pofida faptului că la momentul la care s-a pus diagnosticul de glaucom nu are simptomatologie, adică vederea este bună, nu este afectată, să înțeleagă care sunt repercusiunile pe termen lung și să se inițieze tratamentul în momentul în care vederea este scăzută, pentru că, din păcate, în cazul glaucomului, ceea ce se pierde nu se mai poate recupera. Vom trece și la tratament un pic mai târziu. Până atunci aș vrea să vă întreb cum putem identifica singuri glaucomul, care ar fi simptomele. Este o boală asimptomatică. De obicei glaucomul, și aici glaucomul este de mai multe tipuri. Există glaucom congenital, așa cum am discutat și la cataractă. Poate că există cataractă congenitală, există și glaucom congenital. Copilul se poate naște cu glaucom, mai ales dacă are și influențe ereditare, adică poate să moștenească acest glaucom și asta o să divagăm mai mult și în momentul în care ajunge la glaucomul primar punct deschis. Glaucomul congenital are ca și un semn important o mărime mai mare a ochiului, o mărime a corneei. De aici nu toți ochii mari, frumoși, sunt bineveniți. Multe ori se zice că un copil care are ochii mari, frumoși, este un copil frumos. De multe ori și în unele cazuri poate să însemne glaucom. Deci când avem un diametru cornean, cornea este gemunețul transparent al ochiului, aceasta este cornea. Când avem un diametru cornean mai mare, atunci poate să fie un semn de glaucom la copil. Există și termenul de glaucom juvenil, care apare la copilul mai mare. Există și termenul de glaucom primar cu unghi deschis, termenul de glaucom secundar, în cazul unor traumatisme de recesia unghiului, atunci poate să se închidă acele circuite care permit scurgerea umorului apos al lichidului din interiorul ochiului și să apară acest glaucom secundar, și există și noțiunea de glaucom acut.
În cele mai multe cazuri, glaucomul primar cu un deschis este asimptomatic. Pacientul nu se sizează nimic, de cele mai multe ori se depistează în urma unui consult oftalmologic, când medicul oftalmolog vizualizează fundul de ochi, nervul optic, acesta este retina, fundul de ochi, nervul optic, și există o modificare specifică numită escavație. Această escavație înseamnă practic o adâncitură în nerv optic care poate să ne dea un semnal că fibrele nervului optic încep să se distrugă. În momentul în care medicul oftalmolog vede această modificare, este necesar să-l informeze pe pacient, să-i spună că există această suspiciune de glaucom și că necesită investigații suplimentare. Niciodată diagnosticul de glaucom nu se pune pe baza unei singure investigații. Sunt necesare să fie făcute mai multe investigații care toate coroborate dau sau nu diagnosticul de glaucom. Această escavație poate să fie și o escavație fiziologică, să spun așa, și să nu semne glaucom, dar orice escavație a discului nervului optic este suspectă de glaucom și este necesară o investigație. Glaucomul acut, în schimb, are o simptomatologie destul de răsunătoare, pentru că în momentul în care apare acel numit atac de glaucom, înseamnă o creștere, o presiune foarte mare în ochi. Când crește presiunea intraoculară, creșterea tensiunii intraoculare dă dureri foarte mari de cap, însoțite de vedere în ceață și însoțite de grețuri și de vărsături. Ăla este momentul în care pacientul de multe ori ajunge la urgență, nu știe că este vorba despre un atac de glaucom și după aia din urgență este direcționat către oftalmologie ca posibil un atac de glaucom, în momentul în care se ia o tensiune intraoculară, o tensiune de 50-60 mm coroană de mercur, este o tensiune mare în ochi care poate să dea această simptomatologie. O presiune medie intraoculară este undeva între 15 și 16 mm coloană de mercur. Nu are legătură cu tensiunea de la braț, este o presiune strict intraoculară. Sunt mulți pacienți care fac o corelație oarecum cu tensiunea de la braț. Există și acum sunt și multe studii în dezbatere dacă cumva și o hipertensiune arterială ar putea să afecteze ochii și se pare că există o corelație între o hipertensiune, cel puțin hipertensiunea de debut pare să protejeze circulația la nivel cerebral, după care în momentul în care mecanismele compensatorii a hipertensiunii nu mai au loc, atunci poate să dezavantajeze. La persoanele, de exemplu, cu spasm, cumva s-o spasm, mai poate să fie această cauzalitate, această cauză de glaucom și la persoanele migrenoase. Și bineînțeles, pacienții cu diabet pot să... Diabetul, din păcate, agravează evoluția glaucomului. Este într-adevăr o afecțiune complexă. Tocmai de aceea spuneați și mai devreme despre diagnostic și aș vrea să vă întreb cum este diagnosticat glaucomul, să ne spuneți un pic despre consultul medical și analizele care se fac pentru a identifica... Cum am zis, consult de obicei glaucomul se depistează numai un consult de rutină în care se vede fundul de ochi, apare acea escavație, se recomandă pacientului investigații suplimentare. Investigațiile suplimentare sunt următoarele. Evident și eu consider că în cadrul consultului de rutină este obligatoriu să se ia și o presiune intraoculară. În momentul în care este o presiune mai mare intraoculară și aici vorbesc de un prag peste 21 mm coloană de mercur, această presiune este suspectă pentru glaucom. Poate să existe o hipertensiune intraoculară fără neapărat o afectare imediată a nervului optic, adică să depistăm această presiune intraoculară și după aia să fie afectat nervul optic. Oricum, pacienții cu o presiune intraoculară crescută, fără să fie semne de glaucom, de modificări pe nerv optic, sunt încadrabili ca și suspecți de glaucom. Presiunea intraoculară este unul dintre factorii de risc a apariției glaucomului. În urma consultului oftalmologic, cum am zis, se ia presiunea intraoculară și se face un câmp vizual, pentru că glaucomul de fapt ce face? Este o boală neurodegenerativă care afectează în timp nervul optic.
Inițial, pacientul nu sesizează modificări în câmpul vizual pentru că vederea scade inițial din periferie, lucru pe care pacientul nu conștientizează. Câmpul vizual este o investigație oftalmologică care ne arată dacă sunt pierderi de vedere pe care pacientul nu conștientizează și, în general, pierderea de vedere laterală. Asta nu conștientizează pacientul. Acest câmp vizual ne arată, pacientul este pus la o cupolă care practic imită câmpul vizual al pacientului, se aprind luminițe de diferite intensități, iar pacientul, când vede luminița, are un joystick pe care trebuie să apese, după care câmpul vizual este interpretat de către medicul oftalmolog dacă apar elemente specifice glaucomului pe acest câmp vizual. Iar o investigație relativ recentă, nu foarte recentă, dar relativ recentă și care ne ajută pe noi medicii oftalmologi foarte mult, este computerul în coerență optică, tomograful în coerență optică, care practic este o analiză la nivel microscopic structurală a nervului optic și ne dă niște informații foarte precise despre ceea ce se întâmplă pe nervul optic, despre acea excavație, și nu numai acest tomograf ne ajută și în urmărirea ulterioară, pentru că există și programe de analiză comparativă cu ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, acum 6 luni, când pacientul a mai făcut un tomograf, dacă există elemente de progresie. În momentul în care avem toate aceste investigații, se mai face o investigație numită gonioscopie pentru a vizualiza unghiul camerular, unghiul anterior. Practic, când crește presiunea intraoculară, se întâmplă ca aceste canale din interiorul ochiului să fie obstruate și atunci motivul pentru care crește presiunea intraoculară să fie acesta. Se face o gonioscopie pentru a vizualiza unghiul camerular cât este de deschis și care, dacă există un factor predispozant de închidere a unghiului și de creșterea tensiunii intraoculare. Când avem aceste investigații, le coroborăm, le concluzionăm și putem să tragem o concluzie dacă pacientul este are diagnosticul de glaucom, deci este glaucomatos, are glaucom, sau este în continuare încadrabil ca și suspect. Nu ne culcăm pe ureche, chiar dacă nu avem modificări la momentul respectiv când facem acele investigații, chemăm pacientul din nou peste 6 luni, făcând același pachet de investigații și comparându-le cu investigațiile anterioare. Dacă sesizăm elemente de progresie, atunci inițiem tratamentul. Este foarte important acest aspect, pentru că, de fapt, ce ne interesează pe noi în glaucom este să nu pierdem vederea, să rămânem la o vedere pe care o are pacientul la momentul la care punem diagnosticul de glaucom, iar aceste vizite la medic trebuie să fie foarte regulate, deci pacientul, practic, trebuie să conștientizeze acest aspect. Iar noi, ca medici, avem datoria să informăm foarte clar pacientul despre lucrul ăsta, să liniștim pacientul, în primul rând, pentru că dacă are un diagnostic de glaucom, nu este neapărat sortit orbirii, dar în același timp el trebuie să fie foarte conștiincios să-și administreze tratamentul care îi se dă și să vină regulat la vizite medicale, tocmai pentru a sesiza dacă există o progresie sau nu. Pentru că sunt situații în care dăm un tratament, tot tratamentul medicamentos practic vizează scăderea tensiunii intraoculare și sunt situații în care dăm tratament, noi vrem să ajungem la o tensiune țintă. Tensiunea țintă înseamnă inițial o scădere a tensiunii intraoculare de 20-25% până în 30%. Deci sunt studii care ne arată că dacă scădem tensiunea față de tensiunea dinainte de tratament cu 30%, atunci nerv optic nu mai este în pericol, dar nu neapărat. Noi trebuie să ajungem la o tensiune intraoculară țintă, care înseamnă o tensiune la care nerv optic nu mai este afectat și nu mai este în pericol nervul optic. De asta e foarte important pacientul să fie foarte bine informat, să știe care sunt consecințele a neefectuării și tratamentului, pentru că sunt situații în care pacientul
uită practic de această suspiciune sau de acest glaucom, nu-și mai pune tratamentul pentru că el vede bine și după 10 ani ajunge să devină nevăzător și din păcate nu se mai poate face nimic. De asta este foarte important momentul în care se pune diagnosticul și conștientizarea pacientului care are glaucom, care, încă o dată repet, nu înseamnă că este sortit orbirii. Înțeles, mulțumesc. Următorul moment important sau etapă importantă după diagnostic este, așa cum a spus, tratarea. Vreau să discutăm acest subiect și să-mi spuneți cum putem trata boala glaucomatoasă. Boala glaucomatoasă, prima intenție și prima linie în tratarea bolii glaucomatoase este cel medicamentos. Avem la dispoziție numeroase picături hipotensoare intraoculare care poate să fie din diferite clase medicamentoase sau poate să fie combinații fixe, adică două medicamente într-un flacon, în așa fel încât complianța tratamentului să fie una bună. Pacientul, dacă se poate să pună doar o dată pe zi picături, dacă picăturile care le pun o dată pe zi satisfac o vedere, o presiune mai scăzută, este în regulă, și aceste picături trebuie puse zilnic. Este foarte important și acest aspect. Aceste picături, din păcate, uneori poate să mai aibă și anumite reacții adverse, cum ar fi uscăciunea ochilor, acel sindrom de ochi uscat, înroșirea, congestia conjunctivală, senzația de ceva în nisip. Aceste trebuie să le spunem pacientului și eventual să punem în plus față de picăturile antiglaucomatoase și picături de lacrimi artificiale. Doar în cazuri excepționale, tratamentul pentru glaucom poate să înceapă cu cel chirurgical. De cele mai multe ori începem cu un tratament medicamentos, care tratamentul medicamentos de multe ori și-a arătat eficiența similară cu cel chirurgical. Doar în situații în care avem pacienți care nu sunt complianți la tratament, cum ar fi pacienții vârstnici cu imposibilitate de a-și administra zilnic picăturile, cum ar fi pacienții cu demență senilă care nu știu când trebuie să pună picătură sau nu știu ce înseamnă să pui o picătură și nu au pe cineva lângă ei, atunci inițiem un tratament chirurgical de a scădea presiunea intraoculară, care acest chirurgical poate să fie tratament laser sau tratament chirurgical convențional. Dar prima intenție este tratamentul medicamentos cu picături și adjuvant, care înseamnă niște neuroprotectoare, suplimente alimentare neuroprotectoare și, bineînțeles, consilierea către o viață mai sănătoasă, cu consumul de legume, de fructe mai mare, pentru că ne arată că și asta ajută în vitalitatea nervului optic. Înțelegem atunci că tratamentul chirurgical nu este prima opțiune de tratament. Cui se aplică totuși? Deci tratamentul chirurgical se aplică pacienților, așa cum am mai spus, pacienții care nu au capacitate de autoîngrijire, pacienții cu demență, pacienții care nu reușesc din diferite situații să-și administreze singur picăturile, cât și la pacienții cărora nu reușim cu o terapie maximală medicamentoasă să le menținem o presiune intraoculară stabilă, în așa fel încât să nu fie afectat nervul optic. Deci dacă pacientul are o terapie maximală medicamentoasă și nu este presiunea intraoculară stabilă și noi sesizăm progresia din investigațiile pe care le facem, atunci indicăm tratamentul chirurgical. În cazul în care, cum ați spus, recurgem la operație, ce trebuie să știe pacienții înainte și despre intervenție? Despre această intervenție chirurgicală, pacientul trebuie să știe că există posibilitatea să fie operați și a doua și a treia oară. Este tot cu anestezie locală. De fapt, marea majoritate a intervențiilor chirurgicale oftalmologice se întâmplă în anestezie locală. Și nu este o intervenție grea. Deci, practic, se urmărește a se crea, prin intervenția chirurgicală, a se crea o altă cale de eliberare a umorului apos, a lichidului interior ochiului, în așa fel încât presiunea intraoculară să scadă. Deci, tot tratamentul, în general, antiglaucomatos, vizează o presiune intraoculară mai scăzută față de cea inițială înaintea începerii tratamentului. Există și varianta de tratament laser al glaucomului și există și varianta de a se monta niște șunturi, care practic sunt tot o formă de a
crea o altă cale de eliberare a umorului apos. În general, tendința la ora actuală, și aici vorbesc la nivel mondial, este să se renunțe pe cât posibil la intervenția chirurgicală clasică și să se meargă pe intervenții chirurgicale mai non-invazive. La tratamentul chirurgical există posibilitatea ca după o anumită perioadă acea nouă cale făcută de către noi în timpul intervenției chirurgicale să se înfunde și să trebuiască o reevaluare, o reintervenție în care să se reevalueze această fistulă și să se repermeabilizeze practic. Există contraindicații pentru această intervenție? Există contraindicații în ideea în care această intervenție nu ar aduce beneficiu recunoscut. Anumite alte afecțiuni coexistente ale ochiului sau un risc mare de complicații intraoperator. În rest, nu există contraindicație. Pacientul, doar dacă are contraindicație și cardiologică, de a se supune la orice fel de intervenție chirurgicală. Dar uneori este definitorie în a asigura o vedere stabilă. Dacă noi vedem că progresează în pofida tratamentului maximal medicamentos, trebuie să recurgem la această intervenție chirurgicală, pentru că sunt studii care ne arată că chirurgia, trabeculectomia, practic, păstrează câmpul vizual. Deci avem o păstrare a câmpului vizual în timp. Pentru a discuta și despre recuperare, vreau să-mi spuneți cum decurge aceasta. Ce se întâmplă postoperatoriu? Postoperator, ce este foarte important, a doua zi să vedem pacientul, așa cum facem orice fel de intervenție chirurgicală, vedem postoperator, să nu avem complicații imediate postoperatorie, cum ar fi atalamia, lipsa camerei anterioare sau o presiune intraoculară crescută, mai crescută față de anterior. Și să nu fie semne de infecții, inflamații, iar acea bulă de filtrare să fie prezentă, adică să vedem că operația a avut eficiență și că există acea cale de secundară, acea cale creată de noi prin intervenția a scurgerii umorului apos. După aia, la fel ca și la orice fel de intervenție, este foarte important efortul fizic la momentul respectiv și timp de 6 săptămâni. Vizitele periodice în perioada imediat după intervenție pentru a măsura tensiunea intraoculară și, bineînțeles, o igienă riguroasă a ochiului pentru a preîntâmpina anumite infecții inflamații ale ochiului. Există grupe de risc mai vulnerabile în fața glaucomului? Da. Grupele de risc mai vulnerabile sunt vârsta, cei trecuți de 40 de ani, ereditatea. Și aici vreau să atrag atenția pacienților care știu că au oamenilor, adulților, care știu că au părinți, bunici cu glaucom, este absolut obligatoriu să-și facă o investigație în acest sens, pentru că poate să aibă și componente ereditare glaucomul. Rasa, iar aici vestea bună este că sunt mai frecvent afectați afroamericanii, rasa neagră, decât caucazienii. Diabetul poate să favorizeze, să agraveze evoluția cataractei, migrenele, pacienții cu migrene și vârsta, pacienții de obicei trecuți de 40 de ani. Pentru că ajungem din nou la finalul emisiunii, vreau să vă întreb, putem preveni sau, mai bine spus, încetini într-un fel dezvoltarea glaucomului și cum? Din păcate, prevenția nu prea există. Odată instalate aceste modificări de glaucom, este foarte important să le ținem sub control. Aici este foarte important, așa cum am mai spus, conștientizarea acestui lucru. Pentru că pacientul și, în general, devizia mea este educația crește și motivația. Am foarte multe discuții cu pacienții în cabinet prin care vreau să le explic ce înseamnă acest glaucom și la ce repercusiuni poate să aducă mai târziu. Pentru că la momentul la care se pune diagnosticul de glaucom, cum am zis, pacientul nu se sizează absolut nimic în regulă. El are o vedere bună, el are o vedere clară, nu înțelege de multe ori de ce trebuie să-și administreze niște picături zilnic în ochi, pentru că el nu are o problemă cu ochii. Pacientul este doar informat că are glaucom, dar el nu simte nimic.
Aici este foarte important cât de conștiincios este pacientul și cât de bine este informat de către medic, nu neapărat de pe internet, pentru că pe internet sunt și multe lucruri neavizate și nu trebuie să le luăm în seamă. Medicul oftalmolog are potența și obligativitatea de a informa corect pacientul și trebuie să înțeleagă de ce trebuie să aibă loc vizitele regulate la 6 luni, la 3 luni, la 4 luni, tocmai pentru a sesiza dacă există o progresie și a identifica dacă tratamentul care s-a dat inițial este și cel mai bun tratament pentru pacient. Mulțumesc, vă mulțumesc din nou ca întotdeauna pentru informațiile pe care ni le-ați dat astăzi. Vă aștept la emisiunile viitoare. Dragilor, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm să ne urmăriți în continuare pe pagina asta de Facebook, Napoca Life, sau pe pagina clinicii Q Vision. Până atunci, vă urăm o zi frumoasă în continuare.